Aradul a găzduit săptămâna trecută naționalele de judo pentru categoria de vârstă Under 17. Sportivii pregătiți la CSM Pitești de Cornel Pălărie și Ioniță Valericăs și-au reconfirmat valoarea, obținând prima poziție în clasamentul pe cluburi. Ultimele rezultate la campionatul național au fost, să zic așa, peste așteptările noastre, cu un pic surprize plăcute și neplăcute ca la orice competiție. Ne-am clasat pe primul loc în clasamentul federației ca și club, obținând 4 medalii de aur, una de argint și 3 de bronz. Campionii naționali la vârsta aceasta sunt Adrian Stoica la 46 kg, Alexandru Raicu la 55 kg, Stere Elena la 44 kg și Truică Diana la 48 kg, care este și componentă a lotului național și va merge peste 2 săptămâni la un turneu la Zagreb. Această competiție a constituit și un criteriu de verificare pentru Cupa Europei, când va avea loc la Pitești între 26 și 29 aprilie. Cei care au obținut medalii și s-au clasat pe podium, unii dintre ei care vor avea dreptul ca și vârstă, și-au câștigat dreptul de a participa la Cupa Europei ce se va desfășura la Pitești la sfârșitul lunii aprilie. Competițiile vor continua, următoarea fiind programată la Severin, unde au loc campionatele naționale rezervate categoriei de vârstă Under 20.